Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias și continuăm seria de materiale pentru construirea unui proiect de dezvoltare instituțională. În această parte ne ocupăm de colectarea și analiza datelor despre instituție. Această parte este foarte importantă, întrucât oferă informații despre starea actuală a instituției. Ce se analizează? Metode și instrumente de colectare și de analiza datelor. Se analizează documentele școlare, se realizează discuții focus group, se administrează chestionare pentru elevi, profesori, părinți, se realizează diagrame de tip T, de tip pro-contra sau puncte tari, puncte slabe. Analiza documentelor școlare. Ce se analizează? Rapoarte, procese verbale, decizii, documente de evidență și de proiectare, documente ale consiliilor pedagogice, documente administrative, financiare, le vedeți, sunt trecute toate aici. Când se analizează un document, se trag și anumite concluzii, se poate face o astfel de schemă. Documentele manageriale sunt supuse analizei. Se observă dacă acest document există, dacă nu există, dacă este de calitate sau nu. Chestionare pentru elevi, părinți, profesori. Chestionarele se elaborează separat pentru fiecare grup. În introducere se indică scopul aplicării și aspectele ce țin de confidențialitatea datelor. Discuții focus group. Focus grupul este o tehnică de colectare a informațiilor de tip calitativ. Interviul se înregistrează, el conține 10-15 întrebări deschise, timpul de răspuns poate fi și 1-2 ore. Diagrama T este un instrument eficient de colectare a informației, se referă la mediul intern al școlii și poate fi completat individual, în grupuri mici sau mari. Aceasta presupune constatarea anumitor lucruri. Informațiile dobândite pot fi utilizate ulterior în cadrul analizei SWOT. Pentru o structurare mai eficientă a informației, se recomandă utilizarea unor domenii care pot contribui la conturarea tabloului detaliat al instituției. Acesta îl prezentăm în această schemă, și anume servicii și produse, resurse umane, elevi, baza materială, resurse financiare, management operațional, management strategic, promovarea imaginii, parteneriate. Toate aceste secțiuni pot fi cuprinse ca informații despre școală. Servicii și produse. Se va răspunde la următoarele întrebări. Cum este organizat procesul educațional? Ce metode didactice aplică cadrele didactice? Cât de mulțumiți sunt elevii de modul de organizare a instruirii și de rezultatele acesteia? Serviciile și produsele sunt o listă, constituie o listă în baza căreia se pot formula concluzii asupra calității serviciilor. Rezultatele la examene, gradul de satisfacție al elevilor, părinților. Informația cu privire la procesul educațional este foarte importantă, deoarece aceasta determină rezultatele. Resurse umane, vom culege informații despre numărul angajaților, gradul de calificare, fluctuația cadrelor în ultimii 3 ani, grade didactice, vârstă și așa mai departe, le vedeți toate notate aici. Informații despre elevi, dinamica numărului de elevi, statutul social și apartenența de gen la grupuri vulnerabile, de interese, motivația pentru învățare. Baza materială, informații despre baza materială, despre resursele financiare, despre managementul operațional, despre managementul strategic, cuprinde date cu privire la actul de luarea deciziilor strategice, la gradul de implicare a actorilor educaționali în procesul decizional. În baza lor se pot trage concluzii asupra gradului de împărtășire a misiunii și valorilor instituției. Promovarea imaginii conține informații cu privire la activitățile organizate în scopul formării unei imagini pozitive despre instituție.
Parteneriatele cuprinde informații despre parteneriatele stabilite. Greșeli tipice în prezentarea datelor despre instituție. Se prezintă informații neprelucrate, se repetă informațiile, exces de informații mai puțin actuale, lipsa de date sau date incomplete despre anumite domenii, intenția de a prezenta fapte și tendințe ce caracterizează pozitiv instituția, cauze generale care nu aduc claritate asupra calității serviciilor oferite, de exemplu, bibliotecă dotată cu 40.000 de titluri, dar care nu sunt actuale, care nu corespund cerințelor procesului de instruire actual. Vă urez succes în culegerea datelor utile despre instituție.